Hei, salutare tuturor! Eu sunt Runner, iar astăzi vreau să joc puțin Slither.io. Hai să îmi bag aici username-ul, nick-ul și să începem jocul. Vedem dacă s-a mai schimbat ceva. N-am mai jucat de atunci, de la ultimul episod, de la ultimul și primul episod postat pe canalul meu. Și am zis, hai să intru un pic și să mai filmez. Să mai filmez un episod, să văd cum stă treaba. Și dacă reușesc să fac ceva record personal, tura trecută făcusem în 2000 și ceva parcă, să văd dacă reușesc să trec de acel record, să zic așa. Hai să vedem aici, încă nu văd prea mulți adversari. Bă, ce era să intre ăla în mine și eu în el. A fost pe aproape. A fost pe aproape să intre în mine și eu în el. Mă uitasem la minimap și era să mă pălesc. Du-te în morții tăi. Ce l-am luat pe ăsta? Mâncăm. Și a murit și ăsta. Și uite că am făcut 650. Muri și ăsta. Foarte bine. Și am murit și ăsta. Foarte bine până acum. Am omorât 3 sau 4 adversari foarte rapid. Și am ajuns la 810. Scor destul de ok. Încerc să fiu destul de atent și să-mi bat propriul record personal de 2000, care nu este foarte mult. Bun, și ăsta. 870, nu e rău deloc. Hai să continuăm așa, pentru că am început foarte bine de data asta. Dar nu prea mai văd niciun inamic. Să încerc să mă bag pe ăsta totuși. Să văd dacă reușesc. Ai. A băgat și el viteză și după aia s-a retras. A văzut că sunt și eu pe atac. Încearcă să... ce face acolo? Se încolăcește în jurul cuiva, poate? Wow! Stai încet, easy. Hai să o luăm încet. Frate! 934. Hai să mai încercăm o dată. Da, așa e când vrei să joci prea ofensiv și prea pe atac. S-ar putea să-ți o iei. Și asta e România. Ia uite-l ce lung e. E lunguț. Dar nu știu dacă trebuie să bagi bani să spui culori personalizate. Uite la ce are în vârf acolo. Wow. Am mâncat și noi puțin tel, dar nu prea mult. Nu știu dacă, vă spuneam, nu știu dacă trebuie să bagi bani sau ceva ca să ai culori personalizate la râmă. Uite asta. Are culorile Ungariei, cred că erau. Nu știu, sincer, dacă trebuie să bagi bani sau ceva, sau să joci mult, sau să faci vreun anumit scor, sau nu știu, sau vreun anumit timp pe joc. Nu am idee cum funcționează. Deci, hai să mâncăm un pic. Wow! Ce a murit ăsta aici? Mamă, și ce mare era! Mamă, cât se... Ai, ce mănâncă ăla acolo! Ce gigant s-a făcut! Mamă! Cât a mâncat ăla acolo. Dar ce a murit ăla acolo. Și a murit și ăsta. Foarte bine. Să luăm cât mai mult aici. Foarte bine, foarte bine. Am revenit la scorul. Chiar ne-am depășit scorul. Avem 150 acum. Bă, destul de ok mă descurc. Destul de ok. Sunt mulțumit. Am mai progresat un pic, chiar dacă nu am jucat de atunci. Tot am progresat. Wow. Da. Nu e chiar noob ăsta. Încearcă să facă ceva posibil să vrea să mă mănânce. Up. Da, bine până acum. Cam multă lume pe aici. ca multă lume pe aici poate deveni puțin problematic, să zic așa. E destul de multă lume și unde e aglomerație e și posibilitatea să te ciocnești cu cineva. Hai să continuăm așa lent și să încercăm să ne cărăm de aici, din zona asta. Vedem dacă reușim. Uite și pe ăsta e verde ca mine. Încearcă să se încolăcească în jurul meu, dar eu sunt mai lung ca el. Bă, văd că oricum joacă destul de bine și lumea de aici. Foarte bine aici. Mai mâncăm un pic. 1800. Nu e rău, nu e rău. Și 2 aici. Unul s-a izbit în ăla și ăsta s-a izbit în mine. 2060, ne-am întrecut recordul personal de 2004, parcă făcusem, 2004 puncte. Acum avem 2080, 2090 și aici ceva mâncărică. Și aici ceva mâncărică. Da. Dacă eram puțin atent, poate reușeam să-l sparg pe ăsta roșu. Se cam învârtise în jurul meu. Da, l-ați văzut și pe ăla cum încercase și el ceva. Dar nu e... Wow, ăsta e gigant. Gigantic. Foarte gigant. Și cred că mai degrabă fug așa. Că nu se știe care-i treaba. Ups. Și s-au dus toți. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici, tati? Tati, ce e aici? Și s-a dus și ăla. Wow, ce a fost acolo? 6000 de puncte am făcut. Mamă, dar cât de aproape am fost să mă izbesc și unul ăla. Și aici încă un pic. Puncte. 8900. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Suntem în top. Unde suntem? Nu mă văd. A, nu, e 6000, mă. Mi s-a părut că e 8. Dar nu era 8. Du-te-n pula mea și tu. Crezi că chiar așa-ți merge? Bă, tu crezi că chiar așa-ți merge, mă? Băi, tati. Ce faci, tati? 10.000. Acum, sigur, suntem în top. Da. Sunt pe 2 chiar. Foarte ok. Sunt pe locul 2. Și s-a izbit ăla cu altul, dar trebuie să fiu atent acum. Au început ăștia să mă vâneze, mai ales ăștia mititei. Ia uite-l și pe ăsta. Opa, opa, mâncare, mâncare. Mâncare aici și ea. Wow! Fuck! Chiar că se învârte foarte greu acum. Și învârte capul foarte greu. Și ăsta e destul de lung. Și aici puțină mâncărică. 11.200. Nu e rău, nu e rău până acum. Wow! Wow! Fuck! 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 Da, fraților. Un scor bun. 11.100. Totuși e destul de ok. Știți ce? Hai să mai fac una. Mai facem una, vedem dacă reușim să facem ceva și apoi ne vom opri aici cu acest filmuleț. Sunt destul de mulțumit, oricum am făcut un scor destul de ok. Având în vedere că mă joc foarte puțin, doar atunci m-am jucat de fapt doar cât am înregistrat și l-am încercat înainte de primul video, am încercat un pic jocul și atât. În rest nu m-am jucat. Așa că zic eu că e destul de ok totuși. Hai să vedem. Dacă reușim să facem ceva, uite, pe ăla de pe prima a făcut. Ia uite, ăsta iar România. Cred că și-o luase, pentru că nu prea a mai crescut. Și cred că a început din nou. Ai, îmi pare rău, tati. Pare rău, dar trebuie să fac chestia asta ca să crești și-o puțin. Cam puțin ce-i drept. Am abia 500 aproape. Nu foarte mult. Wow. Aici ceva. Aici ceva. Să mă bag pe ăștia mari? Nu știu ce să zic. Hai să mai așteptăm un pic. Da. Bine, 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 bine. Să lăsăm pe ăsta, să vedem dacă vine încoace. Da, a scăpat. Dar era să se ciocnească de mine. Și dacă murea ăla acolo, făceam destule puncte. Acum am 1020. Încerc să văd dacă mai prindem ceva. Pe aici, prin partea asta de hartă. Nu destul de mare aici. S-a izbit. Bum, 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 bum. Și hai să mâncăm. Easy life. Și s-a izbit și asta. Perfect. Foarte bine. Hai să accelerăm puțin. Perfect. 3000 punctaj. Și mai facem un pic. Mai este ceva aici. Și încă un pic aici. 4000 avem deja. E ok. Făcut destul de ușor punctele astea. Bă, dacă joci un piculeț și ai un pic de cap, crești destul de ușor totuși. Trebuie doar să înțelegi unele chestii și cum să te comporți în anumite situații, gen așa. Să faci chestia asta. Și să mănânci cât poți. 5600 și trebuie să mai fiu un pic pe aici. Exact. Aproape 6000 de puncte deja, vedeți. Puncte făcute destul de ușor. Doar să fii un pic atent și e destul de easy. Un pic de atenție și destul de easy în rest. Că... Da, s-a încolăcit bine asta. Vedem dacă reușim să facem și noi ceva pe aici. Dar asta e foarte mare. Chiar foarte mare. Cred că e ăla de pe primul loc. După culoare așa se pare. Nu vreau să greșesc, dar e posibil să fi fost ăla. Are 28.000 acum. 29 chiar. Aproape 29.000. Și nu mai prindem și noi pe cineva. A dat, tati, prinde. Uite-l aici. Wow! A fost aproape. Hai, vino. Da, s-a comportat destul de ok aici. N-a fost naiv și nu mi-a căzut în plasă. Ba chiar a încercat să atace. Dar am știut să mă apăr destul de bine, să zic așa, și nu i-a mers. Deci peste ce mic e Bob. I arată și numele, nu știu cum de. Nu la toți arată. Și de ce s-a blocat când s-a... A încercat un pic să accelereze, s-a blocat. Bă, dar asta mă cam supără Bobul ăsta și du-te-n Bobul meu. Bob. Tu ai vrut-o, Bob. Eu vreau să te las să crești pentru că erai mic și uite că s-a dus ăla de pe primul, ăla cu vreo 30.000 s-a dus. Am avut cel mai lung șarp. Mamă, cât a făcut ăla, mă? 2 milioane. Stai să văd. 22 de milioane. Cum dracu, frate, 22 de milioane? Ce naiba? Cum căcat e posibil să faci 22 de milioane? What the fuck? O fi hack-uri, o fi ceva, nu-mi explic cum ai putea să faci 22 de milioane. Dar eu cam am retras din zona de acțiune, nu prea mai văd pe nimeni pe aici, văd că am rămas cam singurel. Așa că ar trebui să mă duc un pic mai spre mijloc. Să vedem că m-am cam oprit la 6.000 și nu prea e bine. Nu prea e bine. Hai să ne ducem un pic mai pe mijloc. Poate dăm de vreo cineva pe aici. Hai să accelerăm un pic. Ok. Uite aici vreo 2. Vedem dacă reușim să facem ceva. Da. Era easy aici că poate intra prin el. Nu e greu să te ferești. Încercăm noi să ne încolocim acum în jurul lui. Ok. Ok, dude. Trebuie să facem treabă bună oricum. Ups! Ăla cred că încearcă să se încolăcească în jurul nostru. Wow! Și aici s-a dus ăsta. Mai este ceva, cred, acolo. Ok, hai să scăpăm de aici, că nu prea îmi place situația cum stă. Mamă, ăsta e destul de mare ăsta. Cu mov. Trebuie să fiu și atent, că aici chiar sunt mulți. Sunt destui de mulți pe aici. Făcut top 1000, nu cred că suntem încă în top, nu? Să vedem dacă reușim să mergem după ăsta cu portocaliu. După Tilor. Nu, s-a retras. A văzut că suntem pe vânat. Și e unul destul de mare aici. Bă, și cum s-a izbit ăsta în capul meu, frate? Da, asta a fost pentru azi, fraților, cu Slither.io. După cum vedeți, am avut un... După cum vedeți acum, am 8355, adică am avut pentru că nu mai am, cam murit. Și am făcut un punctaj. Punctajul meu cel mai mare a fost de 11.000 și ceva. Deci, având în vedere că e a treia oară când mă joc acest joc, a treia oară când intru pe el, mi se pare destul de ok. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, lăsați un like și dați și voi share pe Facebook dacă vreți să mă ajutați și pe mine cât de puțin. Eu vă mulțumesc că am fost Runner și vă salut. Ceau, băieții!